Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bianca Mărăuță și am plăcerea de a deschide astăzi un subiect important pentru noi părinții în comunitate, colecția Dialoguri pentru Sănătate, susținute de Rețeaua de Sănătate Regina Maria. Astăzi o avem invitată alături de noi pe doamna Alina Burlacu. Bună ziua, bine-ați venit! Doamna Burlac este medic primar endocrinolog cu specializare în endocrinologie și endocrinologie pediatrică și cu dânsa vom discuta despre tulburările de creștere la copii. Am să vă invit ca pe parcursul dialogului nostru să ne puneți întrebări pe subiecte de interes pentru voi, pentru a le putea adresa în direct doamnei doctor, însă pentru că suntem o comunitate de cititori, marea mea curiozitate este aceea legată de cărțile copilăriei dumneavoastră, ce cărți au citit, ați citit, ce cărți au citit părinții, cu ce ați rămas în minte după atâția ani de la acea perioadă. Așa cum acesta începe, așa cum vă și povesteam despre cărți, am avut șansa să cresc într-o casă cu foarte multe cărți. Nu amintesc să-mi citit neapărat, mi-am amintesc și am citit eu, am învățat de citesc destul de multe, mi-am rămas în minte poveștile nemuritoare. Și mi-au plăcut foarte mult și care, și acum știu, Legendele Olimpului. Mi-am citit și mi-am plăcut foarte, foarte mult și în restul cu mine era literatura obligatorie care trebuia să o citesc, dar în rest mi-am citit mult. Mult și multe, dar Legendele Olimpului a rămas foarte legată așa și despre o mie și n-avea nopții plăceau. Nu știu dacă erau neapărat foarte permise la vârsta aceea, dar au produs foarte mult. Acestea sunt cele care vin acum așa pe prima mie. Considerați că lectura v-a ajutat în întreaga carieră dumneavoastră? V-a creat permisele pentru a putea învăța mai cu bucurie dumneavoastră? Sunteți un om din când v-am cunoscut acum înainte, care faceți cu mare bucurie profesia. Da, mi-am făcut foarte mult să citesc. În concept mi-am făcut o cultură generală și cumva mi-am deschis mintea. De rând acum matematică, fizică, am avut altă formație și medicină, dar într-adevăr am foarte multe informații, foarte multe noțiuni. Cred că literatura a fost cumva un fel de fertilizator pentru mine. Chiar dacă m-am mutat mult din ce am citit, au rămas acolo niște semințe din care e tot ies plăduțe din diverse. Până la urmă, relația cu cartea absolut este cea care cultivă un spirit care te face mult mai mult să înveți, exact, te ajută să ai o rutină când ai acumula informații și a devenit profesionist. Exact. Da. Și acum să trecem la copiii profesionali, la copiii noștri, la ceea ce ne promântă pe noi părinții. O primă întrebare este aceea legată de semnele pe care noi ar trebui să le cunoaștem ca părinți, ca să ne dăm seama că copilul nostru se dezvoltă normal, obișnuit, sau are anumite, trece prin anumite situații, tulburări care să îngrameze creșterea, să nu fie în ordine cu el. Ca orice lucru. Trebuie, spus de la început, trebuie să punem un bun început urmărind creșterea copilului. Iar acest lucru se realizează prin acele curbe de creștere, care pot fi făcute și de către medicul de familie sau pediatru. Mulți dintre părinți descarcă de pe net curbe de creștere și își monitorizează copiii. Trebuie să spunem că între 0 și 3 ani copiii cresc pe anumite curbe de creștere, după 3 ani pe alte curbe de creștere. Și, practic, cel mai simplu lucru, dacă avem la îndemână aceste curbe, este să vedem dacă copilașul nostru își urmează curba lui de creștere sau decelerează, deci schimbă curba în sus sau în jos. Dacă părinții nu au acces la aceste curbe, e un semn care e destul de simplu de remarcat. Pur și simplu vezi copilul nu-și mai schimbă căinuțele, nu mai schimbă la un sezon căinuțele, tot rămân la fel. Sau rămaște el se tot îngrașă și nu mai crește. Deci acestea ar fi cele mai evidente. Asta la orice vârstă? Asta cam la orice vârstă.
Oh, foarte mulți dintre părinți se tem că la un moment dat copilul nu mai crește în același ritm. Și pot să le spun că din cauza asta între 0 și 3 ani e un ritm de creștere, după 3 ani nu e de creștere. Care sunt în general? În general, la un an un copil trebuie să echilibreze greutatea și să crească aproximativ 25 cm față de greutatea de la naștere. Da, trebuie să spun că vorba despre copii născuți la termen. Nu vorbim despre copii născuți prematur care au vârstă corectată, greutăți corectate, acolo intră în altă categorie. Între un an și doi ani, copilașul mai ia 15-20 cm, între 2 și 3 ani mai ia cam 10-15, deci cum vedeți ritmul scade, iar după 3 ani copilul practic intră pe cont propriu, intră pe propriul formă. Și se consideră patologic, adică rău dacă el crește sub 5 cm pe an. Deci cam așa sunt ritmurile. Iar greutățile, de obicei, după 3 ani, nu e bine să ai mai mult de 2 kg pe an. Da. Aceasta așa vorbind în mare, în niște revere. Da. În afară de factorii hormonali care influențează creșterea unui copil, ce alți factori ați mai identificat dumneavoastră înspre a putea identifica părinții, a putea să-și dea seama dacă copilul lor urmează un ritm normal al vieții și a dezvoltării. De aș putea spune că hormonii influențează într-o, nu aș putea spune, mică măsură, dar sunt alți factori care sunt mult mai importanți și dacă acei factori sunt deregulați, sunt defectați cumva, copilul crește. Unul sunt foarte importante alimentația. Da. Stilul de viață. Prin stil de viață înțeleg somn, activitate fizică, exact cum spuneți, rutina, activitatea mentală, intelectuală, chiar grădiniță sau fiecare etapă a vieții, echilibru emoțional. Putem să dezvoltăm puțin pe echilibru emoțional, da, este un subiect foarte, foarte important. Este așa zisul, bine, vorbesc extrema, de acel analism psicoafectiv care se observă la copiii, în general, părăsiți, abandonați, cum erau înainte casele de copii sau orfelinate, care practic, efectiv, se, scuzați termenul colochial, se chirceau. Deci am venit ca niște plante care nu se dezvoltau. Pur și simplu, nu mai creșteau, nu mai înălțime și greutate. Explicația medicală este că hormonul de creștere din hipofiză, practic, era blocat. Nu era vorba că copilul nu avea hormon de creștere. Practic, el nu era ca un mod de conservare. Și s-au văzut situații în care copiii adoptați sau reîntorși în familie, integrați în familie, cu multă iubire. Bineînțeles că s-a discutat și aspectul îmbunătățirii hranei, dar este chiar cu aceeași alimentație, la fel de bună și într-o instituție, să ziceam, și acasă, copiii au crescut ca din apă. Deci iubirea, toate endorfinele, practic, au deblocat hormonul de creștere și copiii au crescut fantastic. Oare am putea aborda subiectul copiilor abandonați de părinți în fața divorțurilor? Să studi în sensul acesta? Aici am spus mai puțin, aici pot să vă spun ce am neapărat studii, pot să vă spun ce am remarcat eu. Acest an da. Și de când cu pandemia, pentru că în general eu recomandam părinților scrinte ale de timp petrecut în fața oricărui device să fie două ore, da, acum, din păcate, două ore. Și de la ce vârstă? Pentru că până la vârstă nu este Da, după cum vedeți, copiii au acces și părinții chiar sunt foarte mândri, copiii lor la un an se joacă pe telefon, ce sunt un copil, deci nu există. Există doar o vârstă necesară, să zicem, după 6 ani. Dar nu, neurologii nu știu când dau voie, Bun, să revenim la subiect. Da. Din cauza unei situații fortuite, că n-au avut ce să facă, au avut ore online, au trebuit să-și facă temele, timpul petrecut în fața unui ecran a crescut, s-a dublat, triplat. Și atunci, primul lucru a fost factori fizici. Deci, nu s-au mai mișcat. Plusul greutatea a fost important. Un copil în creștere care începe să se îngrașe. Excesul de lipide, toată alimentația care se transformă în factori ce circulă prin sânge, determină cumva un fel de încetinire a creșterii.
Ești în stare. Cu cât te îngrași, cu atât exact. Ce bine își vin. Da. La unii, unii dintre copii, da, alții sunt opuși, sunt pas matură, dar rezic în perioada aceasta care practic ei au stat nemișcați, nu s-au mai mișc, nu au mai avut activități fizice. Nu știu dacă neapărat au fost și deconectați afectiv de către părinți, pentru că părinți, bine, părintele era cu laptopul, eu copilul cu laptopul, nu știu ce s-a putut. Mai degrabă, efectul negativ al concentrării a foarte mult timp pe un ecran, deci practic informația intră prin ochi și se duce direct sub ochii și pe taramus. Prea multe informații, prea mult timp petrecut în fața unui ecran, toate radiațiile electromagnetice, toate teoriile acestea legate de factorii tehnici, să zicem, că nu intră în domeniul meu, dar ce-am remarcat, cumva i-au deconectat pe copii și de mediu și de ei înșiși. Despre asta este vorba, iar patologia care a apărut, iar patologia care a apărut a fost și de, a început de la patologie tip oftalmo, patologie ortopedică, pentru că au devorat postura, mai vorbim de patologia neuropsihică, cu chiar cu tulburări de afectivitate, cu manifestări pseudoautiste, cu tulburări de anxietate, până la psihoză, la cei cu tulburări emoționale. Deci, până la urmă, problemele de creștere nu au fost băgate în seamă atât de mult cât celelalte au fost mai evidente. Dar tot ce pot să vă spun e că, nu spun o epidemie de obezitate, prea mult spus, dar creșterea cazurilor de obezitate la copii, iar aici au făcut americanii studii și au văzut că a crescut exponențial numărul de copii care s-au înșat. Și mai ce putem face în acest moment, dacă că s-au mai relaxat condițiile, ce recomandăm? De revenit la screen time, la sigur necesar. Adică, bun, trebuie să-și facă teme, ori online, dar atât. Să înlocuim joaca din parcuri, cu conectare, cu jocurile familiei, cu jocurile noastre, cu pătăranul, cu pașa, bibliotecă, trotinetă, bicicletă, fidgeting-ul. Fidgeting înseamnă, de exemplu, eu mă bâzi acum, da? Deci, și dacă ar fi un copil și l-ar vedea mama lui, ar zice, știi că ăsta e cu minte. Nu! Nu le zice copilul să stea cu minți, pentru că chiar și această mișcare inofensivă. Pune limba, nu? Și limba, nu? Este importantă. S-a văzut că crește rata metabolismului în baza digestiei, sunt niște calorii pe care copilul le are. Deci copilul nu trebuie să stea cu minți. Excelent, da. Mie îmi place. Eu fiind mamă de băiat, am provocări și întotdeauna mă autoeduc să nu fac ceea ce am făcut părinții. Evident, nu să disturbe ora sau să aibă tulburare de atenție. Da, astea sunt deja copiii, trebuie să se miște. Da, astea se mandăm după o oră, 10 minute de mișcare. Da, sunt mulți copii cu probleme de tulburare de creștere în acest moment. Cine îi am o statistică, pentru că am pierdut conexiunea cu baza de date în ultimul an și jumătate. Unii au real tulburări de creștere, la alții părinții consideră că copilul are tulburări de creștere și la duce la acum medicii de familie, medicii pediatri. Discutam înainte de începerea care este nimeni care ar trebui să fie dus la medicul copil pentru a-i să determina. Deci, pediatul îl vede de multe ori nevoie, doar că de multe ori copilul are o afecțiune acută. Deci, doare mult, are diaree, pediatul nu are și răgazul sănătoare să-l întărească. Măcar o dată pe an la pediatru pentru evaluarea globală, iar la endocrinolog, minim de 3 ori în etape, adică o dată în perioada 0-3 ani, da. O dată în perioada 37 ani și neapărat la pubertate. Evident că noi am dorit ca endocrinolog să vedem un copil cam de 2 pe an, cel puțin după 7 ani când se pregătește pubertatea, dar un minim de 3 ori pe an, de 3 ori pe perioadă de creștere, măcar pentru a schița acea curbă. Este foarte importantă acea curbă și de mai constantă și minimală da. De 3 ori până la vârsta de 9-10 ani. Deci odată se instalează pubertatea, conform statisticii și manualului. Deci conform manualului se consideră pubertate normal apărută la fete după 8 ani, la o lei după 9 ani. Conform statisticii, la fete apare la 7 ani, la băieți apare undeva după 8 ani. Deci vârsta de debut pubertal
Ascultim la fete astăzi din... Și cum se manifestă această pre-pubertate? Sau adică pre-pubertate. Da. Este ca un debut pubertar firesc, doar că apare la o vârstă mai devreme. Deci fetițelor le cresc în inima să le crească, după 8 ani le cresc mai devreme. Pilozitatea pubiană, dacă este o pubertate precoce adevărată, dar după 6 ani, deci dacă apare după 6 ani, apare pilozitatea pubiană. La băieți, creșterea testiculilor, care poate să apară înainte de 9 ani și izolat păr transpirația. Transpirația și păr pubian fac parte din semnele de pubertate, de fapt, de adrenală. Adrenală înseamnă glanda suprarenală, adrenală. Intră în funcție mai repede. Mai repede. Normal, firesc că intră în funcție cu 2 ani înainte de restul de ovare și de testicul. Doar că acum ea intră mai repede și atunci copiii cresc în înălțime, miroase a transpirației, le apare păr pubian și au și coșul, da? Pe nas și pe frunte. Și noi, ca părinți, ce putem? O mică pauză, ce face? În primul rând, să nu își compare copiii cu alți copii, să nu caute pe Google, pe loc pe Google, diagnostice, pentru că crește nivelul de anxietate și nivelul de anxietate de la părinți este epidemic la copii, este contagios la copii și copilul devine cel anxios. Trebuie să vină la ce medic au mai de acces, familie, pediatru, endocrinolog, fiecare după posibilitate. Aceasta era o întrebare. Cui ne adresăm dacă îi se pare că copilul nostru are o problemă? Prima dată la medicul de familie, pediatru, așa ar fi. Așa ar fi. Da, dar dacă părinți, spre exemplu, suntem noi în sistemul de stat, deci cu baza de asigurări, de obicei, asta era filiera. Medicul de familie, medicul de familie, primedarea endocrinolog sau la pediatru. Sau pediatru, primedarea endocrinolog. Acum, având atâtea rețele de medicină privată, de foarte multe ori pacientul șuntează și vine direct la endocrinolog, a citit, a auzit și vine direct la endocrinolog să se vede. Și mai de mult, când eram noi de vârsta școlară sau mai mici, existau acei medici, medici școlară, da. Care ei aveau un rol de identificare anumite. După mai de specialitate, se pare de dispariție, se pare. Pentru că primii ani de practică, foarte mulți dintre copilași erau detectați de medici școlari. Pentru că ei aveau un acces la copii, nu mai eu, chiar mai rapid decât medicul pediatru. Și ei măsurau de obicei fiecare trimestru, înainte de fiecare vacanță și vedeau copilul în crește. Și atunci îi trimiteau la endocrinolog. Informați părinții și primii ani. Și erau și cabinetele stomatologice din școli unde se asigurau. Astfel, rolul urmăririi și a atenției față de prevență părinții, da. Pentru că părinții pentru a fi avea un comportament preventiv. Exact. Bun. Haideți să vă pun niște întrebări ale membrilor din comunitate. Doamna Rosela Panduru spune că are un copil în vârstă de 3 ani și 2 luni, alergic la lactate, la ou și la câteva legume, care are acum 12,5 kg și 93 de centimetri. Spune că îngrijorează faptul că este micuț și slab, că în ultimele 2 luni a constatat că nu a mai luat în greutate, deși va constant 100-200 de grame, și că nu are poftă de mâncare, că are cantități mici, adică cantități mai mici decât iarna, și a devenit foarte monstruos. Care sunt dimensiunile lui? Cum sunt? Ar trebui investigat? Păi, în primul rând, dacă facem așa un mic calcul, viteza de creștere este importantă, deci 25 cm ar trebui să ia în primul an, da. Ulterior 15 cm, deci în vârstei de 3 ani copil
Domnul 93 nu este neapărat. Este o dimensiune, să zicem, pe medie, ușor pe percentilă, dar nu este neapărat ceva grav legat de înălțime, iar legat de greutate, să nu uităm ce am vorbit cu deci la un an, greutatea se triplează, după care ritmul de la 3 ani ritmul scade, bun. Ce am reținut este că acest copilaș este alergic la lactate. În momentul în care apare o alergie, este clar că este o problemă la nivel gastrointestinal. Este ceea ce se numește failure to thrive, adică falimentul creșterii. Și atunci copilul trebuie mai, părintele mai degrabă trebuie să se adreseze și gastroenterologului și endocrinologului. Evident că copilul, fiind mofturos, având și un apetit scăzut, iarăși, cred că este o problemă de aport mai degrabă, dar bineînțeles că trebuie de făcut investigații. În cadrul Regina Maria exista și mai există încă, se numește un grup de control de alimentație la copii, care cuprinde un pediatru, endocrinologul și un medic psihiatru, care se ocupa exact de integrat, pentru că degeaba un ideal de copil să mănânce tot ce trebuie, dacă nu este foame, sau vasă, sau are alergii și atunci când se duce la gastroenterolog. Deci în Regina Maria, părinții vor găsi. Da. Și nu știu, vreau să spun doamnei că lucrurile trebuie. Deci, practic, copilașul trebuie, în primul rând, să-i se meargă la un pediatru sau un lucru, să-i se facă această curbă și de monitorizat pe curbă, ca dimensiuni este încă un parametru ușor către limita de jos și trebuie să acceseze gastroenterolog, endocrinolog plus minus alergolog. Pentru că de multe ori sunt cauze implicate. De asta v-am zis, puține sunt situațiile cu diagnostic de boală endocrină din prima. De multe ori sunt fie mănâncă destul, fie nu absorbe destul. Deci sunt niște cauze exact, non-coordonate. Noi mulțumesc de mulțumesc. Un copil se simte presat de părinți, că părinții sunt stresați, că nu mănâncă și copilul se stresează. Și se blochează și cum să spun, este un cerc vicios între anxietatea părintelui și a copilului și alimentați. Mai probabil că sfatul ar fi mai multă relaxare, totodată vigilență. Da, vigilență și de dus la doctor. Și mai probabil de copilul. De dus la doctor și de făcut și o dietă potrivită. Doamna Elena Marinaș spune că are fetiță de 7 ani, are 35 de kilograme, nu are obsesia mâncării, dar totuși se îngrașă. De unde începe mâncările și ce probleme ar putea ascunde această creștere în greutate? La vârsta aceasta, greutatea o calculează așa, părinții le dau deja 9 plus 2 o vârstă. 2 o vârstă. Aceasta este o formulă ușor de, deci 2 o 7, 14 plus 9, 23, sunt niște kilograme în plus. Da. Păi aici, ce să vă zic? Atâta vă zic. Gândiți-vă la măsuța lui Ion Creangă cu 3 picioare. Greutatea unui copil, vorbim de greutate, are primul picior este genetica, deci ce moștenește de la părinți, al doilea alimentația, al treilea stilul de viață, nu, alimentația, stilul de viață, deci atâta sunt hormoni. Eu cred că mai degrabă este vorba de stil de viață, alimentație și genetică, iar în ce pot să liniștesc pe mama, în jurul vârstei de 7 ani, 6-7 ani este saltul de creștere de grijă cu copilul. Ei, copiii au și înălțime și greutate, tocmai prin intrarea în pubertatea mamei suprarenale. Și atunci foarte mulți copii iau greutate. Ce este de făcut? Trebuie monitorizată alimentația. Deci eu de obicei le recomand la părinți sau la copii, dacă știu să scrie, să fac un jurnal alimentar. Și de văzut un pic ce mănâncă, cât mănâncă, cum mănâncă. De multe ori, în momentul în care pune pe tufie și vedem cât șugule copilul, cum mănâncă, cât mănâncă, lucrurile se rezolvă. Evident, dacă apar semne de pubertate, dacă apare vergeturi, dacă apare păr în plus, tulburări de somn, cred că și acestea pot să ducă la plus pandural, atunci se face un screening. Glanda suprarenală, tiroidă, și analize medicale endocrinologice. Pe care le recomandă endocrinologul. Deci vizită la endocrinolog. Într-o primă fază observarea copilului. Exact. Jurnalul alimentar. Și părintele singur vede că dacă era un cap în ochii, dar acum și după 2 ore ia mai mănâncă ceva și după 3 ore ia să mai face o vizită la ei.
facărare la frigider și la cămara cu dulciuri, este firesc. Deci trebuie puțină fermitate și iubirea, iar iubirea față de copil sau a bunicilor, a rudelor, aduceți-le cărți, uite, aduceți-le hăinuțe frumoase, aduceți-le un joc, o minge, da? Nu dulci. Ești scrie în pare. Este un paradox frumos pentru mine. Da, da. Mai am o întrebare, tot așa. Bună ziua, la Concercanu, ne spune ziua, la întoarcerea la școală, fetița mea, acum în clasa a 5-a, a fost măsurată de către medicul școlar și mi s-a transmis că are o înălțime prea mică pentru vârsta sa și că sunt necesare investigații suplimentare. Ce presupune aceste investigații și unde se pot face? Este nevoie de spitalizare? La fratele ei mai mare, cu un an, nu am primit niciodată astfel de mesaje din partea școlii. Deci, mama nu dă datele, deci la vârsta asta se calculează 80 plus 5 ori vârsta. Deci, țineți minte, înălțimea este 80 plus 5 ori vârsta, vorbesc după 3 ani, și la greutate 9 plus 2 ori vârsta. Bun. Păi aceste investigații, în primul rând, sunt de făcut o curbă de creștere ca lumea, zic ca lumea, adică de un medic, și făcut un pic și din urmă luate greutățile, pentru că se poate copilul să fi fost pe curba asta mereu și medicul nu l-a văzut. Doi. Endocrinologul se ocupă de creștere, sunt analize de sânge pe care le dă endocrinologul, nu are sens să vă fac eu acum informații, o radiografie de mână, să vedem vârsta osoasă, vârsta internă, vârsta biologică. Și să vedem dacă este proporțională. Exact. Iar și cum deci ai o măsurătorie antropometrică, intrăm consult endocrinologic. Deci, un centimetru măsurăm capul, anvergura, picioare, brațe, trebuie de văzut stadiul de dezvoltare pubertală și de găsit alte afecțiuni. Copilul poate să aibă o intoleranță la gluten, copilul poate să aibă o alergie la lactoză, copilul poate să fie stresat, să nu doarmă, să aibă niște vise, să aibă vapor nocturn. Adică primul pas, în consult endocrinologic cum trebuie, analize de sânge, radiografie de mână. Și de acolo endocrinologul trimite la colegii adiacenți, gastro, psihiatrie, alergologie, după caz. Ce ne spuneți despre părinții care își compară copiii cu alți copii? Cum ar trebui să reacționăm? Și etic, și medical, da. Vorbim. Foarte mulți dintre pacienții mei vin cu această plângere. Problema mai neapărat tristă, puțin jenantă sau stingheritoare, este faptul că copilul e alături și spune a rămas în urmă față de colegii lui. E mai gras decât colegii lui. Colegii lui râde el. E copilul auzind acești termeni, după cum se vechi, se dispează. Este normal cumva să-i comparăm, ca să natura umană, noi ne comparăm cu ceilalți, dar când este vorba de creștere și dezvoltare, orice pe internet puteți vedea, sunt acele curve de creștere, deci este canalul 50 percentila medie, după care deasupra și de desubt sunt toate percentilele. 25, 10, 5, 75, 90, 95. E normal că la aceeași vârstă, nu pot să spun, dacă mă întreb acum cineva pe prima câte vârstă în copilul, de ce, nu știu ce să-i spun, decât 82 ori vârsta, ca 85 ori vârsta, dar poate să fie un copil normal care este pe canalul 25, iar derivația standard este de 4-5 cm. Deci un copil poate să fie normal la o percentilă 25 înălțime de răutate, cu cum poate să fie normal și la percentilă 90. Și noi îmi spun la copii, noi nu, și le dăm exemplu. Uitați, aveți ochi albaștri, eu am copii verzi, altuia de ochi negri. Așa cum noi suntem diferiți genetic, așa și înălțimea și greutatea noastră sunt diferite. Noi nu suntem standard. Nu suntem croiți, ca altfel ar fi clone. Nu putem fi, comparăm unii cu ceilalți. Nu putem fi la fel. Același lucru, tot la fel de apropo de comparație, este dimensiunea organelor genitale la băieței. Iarăși e un subiect de mare sensibilitate. Și trebuie să fiți foarte atenți pentru că copilul, deja când ajunge în cabinetul, nu mai vrea să se dezbrace, mai vrea să fie consultat. Deci, cel mai bun lucru ar fi de explicat copilului, fără să mă indigez în tehnice parentale, pentru că nu e părerea mea. Da. De obicei, copiii vin de la școală foarte supărați, frustrați cu ceilalți copii de aici. Trebuie explicat copiilor că toți copiii sunt mai rău. Este natura
firii umane, să vedem de cine e diferit de noi. Atenție cu bullying, cu această poveste. După care trebuie copilul luat frumușel de mână, fără multe discuții suplimentare, cu el, că ești mai mic, că ești mai mare, te-a dus la doctor și te-a spus, vrea o evaluare. Dacă vrea să vorbească ceva private cu medicul, copilul poate fi spus, uite, te vreau să vezi ceva cu doamna doctor, stai cu părintele, cu mama, da, da, cu soții, dar vreau să vezi cu doamna doctor un pic. Copilul nu trebuie să fie cu copilul, pentru că el îi creează deja, sigur, deja are un complex. Un complex emoțional. Dacă îi se accentuează, de mult și mai rău, doamna doctor, am o problemă, sunt bolnav, e ceva. Nu, și ce înseamnă, din perspectiva oră de longevitate, ce ar însemna o anormalitate la vârsta? În general, sunt foarte puțin copii, în general, copiii care se nasc, copiii care se nasc cu micropenis sau cu testicule cu ovărul sau cu... Ei deja sunt diagnosticați în viața de bebeluși și sunt tratați. Da, sau de venicul de familie, ce ar așa de asta. Vorbim de penis, de subiectul delicat, toate mamele de băieți au această preocupare. Trebuie să le spunem un lucru. Dimensiunile penisului, de când se naște un băiețel, până începe pubertatea, crește foarte puțin. Deci se consideră micropenis un penis care e sub 4 cm la vârsta prepuberă. Eu n-am întâlnit în practica mea decât un caz sau două, deci sunt foarte rare. Pentru că părinții nu-și măsoară penisul, ei văd doar vizual. De obicei sunt băieței plinuți, a cărui penis este cumva, în engleză sună mai bine, se buried penis. Adică un penis îngropat în grăsime, în momentul care îl măsori, are dimensiuni normale. Și de ținut și de variațiile, să spun, neapărat etnice sau interpersonale. Spre exemplu, persoane de culoare, un penis mai mare, rasa galbă, un penis mai mic. Nu putem compara. Da, deci aici unul din subiecte, plus că, iarăși, vârsta de decât pubertate, minim 9 ani jumate, maxim 14 ani și jumătate. Numai cu un băiat care la 10 ani are pubertate de un an, are o dimensiune de penis față de unul care nu are niciun an. Deci trebuie global. Integrat. Da, nu doar situația, fără panică, fără panică, fără aici în nivelul situației, de plăcută emoțională. Exact. Același sfat de echilibru. Echilibru, da. Vorbeam despre, înainte de întâlnirea live, vorbeam cu dumneavoastră despre faptul că eu, clasa 5, mi s-a oprit creșterea. Și aș dori să le povestim puțin părinților și despre acest aspect. Ce înseamnă oprirea în creștere a unui puber sau adolescent? Normal. Părinții genetic eu sunt cu... Da, dar dumneavoastră a fost, ca să vorbim practic așa, să nu... Deci dumneavoastră a fost o talie mică familială. Da. Peste care s-a suprapus o pubertate precipitată. Deci venirea menstruației la 9 ani și un pic v-a făcut să vă opriți în creștere cam... După, deci, teoretic, cam 5-6 cm se mai crește după venirea menstruației, maxim 2-3 ani. Asta e una din explicațiile fiziologice, pentru că, exact cum este în povești, muritoare, făt frumos crește într-un an, dați în 2 sau în 3. Nu, eu zic în 2, legat de pubertate. Într-un an, cronologic, vârsta osoasă crește cu 2 ani. Asta era pubertate. Și atunci eu am 11 ani, da? Oasele de 13. În general, oasele se închid, se fac radiografie, ce vă spuneam despre vârsta osoasă și cartilajele de creștere încep să se... Dar nu în funcție de vârsta cronologică, repet. Eu când mă uit într-o radiografie, spun, are vârsta osoasă de 10 ani, 12 ani, sau cartilajele închise. Poate să fie un copil de 18 ani, o tulburare de creștere care are cartilajele deschise. Sau un copil de 10 ani cu pubertate precoce cu cartilaje menchise. Despre asta aici se investigează. Da. În cazul. Da. Și ciclul menstrual, la ce vârstă vine tot așa? În medie, în România, cam pe la 11 ani. În medie, dar sunt și situații de fetițe la care le vin la 9 ani jumătate, 10 ani jumătate. În general, ciclul vine între 2 și 4 ani de când încep să crească sânii. Asta e lucrul. Minim 2 ani, maxim 4. Tot ce este mai devreme. Sau mai târziu necesită investigații. Mai avem niște întrebări din comunitate. În cazul în care doamna Sahana întreabă, în cazul în care părinții au boli autoimune, de exemplu, Hashimoto, în cazul meu,
Cum putem monitoriza copiii? Să descoperim din timp, la moșterii, ce e afecțiunea respectivă. Adus la endocrinolog. Ecografie de tiroidă, cele trei analize de tiroidă care se fac primare, TSH, TSH și ATPU, care se întâmplă la autoimunitate, după care trebuie căutat un pic și restul semnelor. Vitiligo oral precoce, intoleranță la gluten, hipocalcemie. Deci sunt foarte multe boli autoimune. Tiroidita autoimune e cea mai cunoscută, e vârsta Iceberg-ului. Dar sunt tot felul de boli autoimune, începând iasemia. Da, a fi cu paratiroidism și endovaniană, prima dată sunt foarte multe boli. Dar pentru prima, cel mai ușor de accesat este ecografia de tiroidă cu analizele hormonale de tiroidă, dar după care endocrinologul, în funcție de ce mai găsește la copil, rămânânțește. Noi avem mai multe glande, nu e doar tiroidă. După o întrebare, doamna Perca ne întreabă, este uleiul de câine cu o sursă bună de omega 3 și 6 pentru copii vegan? Dacă da, o linguriță pe zi ar fi suficient? Copii vegani, aici nu intru în detalii, eu nu recomand alimentația vegană, vegetariană până la 18 ani, deci altă poveste. Nu sunt nutriționist, apropo de o linguriță, 2, 3, 5, nu știu. Dar tot ce pot să vă spun, cânepa este o sursă bună de proteine, cânepa ca orice ulei, deci ulei nu doar de cânepă, și uleiul de dovlea, uleiul de in, uleiul de cin, uleiul de șofran, toate sunt surse bune de omega 3 și omega 6. Presupun că o linguriță care are 5 grame și are 40 de calorii, presupun că este sursă suficientă, nu am informații, dar dacă țin, dacă copilul este vegan și doriți, da, de ce nu, oricum cânepa e foarte la modă și este din ce în ce mai permis utilizarea și semințe și ulei, da, de ce nu, e o idee. Credeți că sunt întrebări pe care nu le-am prins în discuția noastră, informații pe care nu le-am prins acum și pe care ați dorit să le spuneți, să le comunicați, părinții? Așa sunt multe lucruri din ce am putea să vorbim. Să spunem frica părinților de hormonii tiroidie. Așa, dar copilul crește, este ok să-i dăm hormonii crește? Dacă are deficit, exact. Este etic. Doar da, dacă are, ia aici. Aici e o discuție lungă. Pentru că, da, e simplu. Adică e lungă, dar putem concluziona în două vorbe. Se fac testări pentru hormonul de creștere, care se fac doar în institut și în spital. Dacă se găsește că acel copil are hormon de creștere, îi se dă tratament. Dacă nu are deficit, nu îi se dă tratament. Eu mereu compar cu o plantă copil. Are nevoie de apă, îi dau apă. Dacă are nevoie de apă, eu nu-i pun îngrășământ. Sau îl țin în întuneric, îl scot la lumină, nu-i pun apă. Deci despre asta este vorba. Copiii sunt ca niște plante. Iar discuția cu e într-adevăr un subiect etic, pentru că asta aș putea să spun. Există, eu cel puțin o resimt, o presiune foarte mare a părinților. Și a societății. Care vin cu copiii până la soții. Bine, societatea apasă pe părinți. Nu. Societatea apasă pe părinți, părinții apasă pe doctor. Vin și pe copil. Da, și pe copil, dar eu zic, eu spun din punctul meu de vedere. Cumva vrei să vă convingă, da, că trebuie să faceți. Da, și sunt exemple frustrați și supărați, le fac o grupă de creștere. Le explic, copilul este în canalul de creștere al părinților și vin supărați să-mi spună că cu tării care părinți mici l-a crescut și de ce copilul nu crește și să-i dau ceva să crească. În momentul în care toate investigațiile sunt normale, vârsta osoasă normală, pubertate normală, copilul, pentru că este foarte important, talia copilului predictată după curbă se potrivește cu talia părinților. Nu este etic să dăm hormon de creștere și nu poate niciun doctor din lume să dea hormon de creștere. Decât dacă primește prin, în urma unei investigații. Ce pot să vă spun? Sunt tot felul de, se ajunge până la întrebări de genul ce se poate face din un ortopedic, pentru că sunt niște metode care în părerea noastră ca în patul propriu sta literatură, se alungesc membrele, se pun tije, Dumnezeule mare, mi se pare o metodă de maltratare.
Pentru ce? Recomandați sportul? Sportul este de face parte din acea măsuță de viață. De viață. Da. Și într-adevăr, dacă vrem să facem ceva, ne ajutăm copiile care elongație. Deci volei, basket, înot, tenis. Nu recomand unui copil care vrea să crească, deci sunt foarte bune pentru autoapărare, gen jiu-jitsu, karate, judo, ele sunt bune. Dar, după cum bine ați văzut, n-au o ținută, o postură frumoasă, n-au o ținută. Deci ei rămân nici aproximativ îndesat, ci au acea postură ușoară de numeri înainte. Da? Bineînțeles, acum fiecare copil ce talent are, dar dacă vrei să faci un sport pentru creștere, aceste sporturi le recomand. Și corectarea posturii, ăsta e cel mai important sport. Postura copilului s-a deformat, deci eu întâlnesc din 10 pacienți, 7 au tulburare de postură. Nu este o cifoză sau scolioză fixată, este o postură cifotică, care dacă e puțin corectată, deja îngâși niște centimetri din ce face cu copiii care sunt mai înalți? Trebuie să bucure de asta, dar știți că persoanele înalte au tendință naturală la cifoză. Da. Aici depinde de ce face fiecare părinte cu copilul lui și de cum îl convinge. Să găsească drumul în care... Nu, se poartă, sunt acele hamuri pe care le recomand, care sunt simple de purtat, de corectat, dar și tot timpul avertizat, adică cumva să intre într-o rutină, umerii în spate, mâncați în jos, să fie postură de la yoga. Da, umerii în spate, mâncați în jos, ca să ne înălțăm aici, este pe la yoga asta, da. Știu. Doamna doctor, vă mulțumim pentru toate informațiile pe care ne-ați oferit. Concluzia noastră este să fim echilibrați, să ne urmărim copiii, să fim vigilenți, să mergem la medic cu regularitate și ne mai întâlnim. Cu drag. Foarte. Vă mulțumesc mult.